Bun venit! Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm podcastul Pe Deplin, o explorare intuitivă a imunității. În acest podcast regândim felurile în care ne putem implica conștient în funcționarea propriei imunități și aducem în atenție legături surprinzătoare între sistemul imunitar, biologie, identitate, spiritualitate și contextul colectiv. Salutări! Astăzi vorbim cu Ana Maria Guguian, fondatoarea proiectului IDENSIU, care susține oamenii în procese de cunoaștere de sine prin intermediul dansului și al mișcării terapeutice. În cadrul programelor pe care le propune, creează spații de exprimare autentică, emoțională și profundă. În prezent, coordonează o comunitate locală de dansatori în continuă expansiune, care își propune să promoveze dansul ca o cale de autocunoaștere și reconectare, o cale deschisă pentru toată lumea, indiferent de vârstă, sex, cultură sau abilități. Ana Maria este consilier pentru dezvoltare personală, performer și facilitator de ateliere de mișcare creativă pentru copii. Vorbim astăzi cu Ana Maria despre dans și efectele benefice pe care dansul le poate avea asupra imunității. Enjoy! Salut, Ana Maria! Suntem aici cu Ana Maria Guguian, la ea acasă. Mulțumim că ne-ai primit la tine acasă. Și o să vorbim cu ea despre dans astăzi și legăturile dintre dans și imunitate. Bine ați venit! Mă bucur foarte mult să fac parte din proiectul vostru. Mi se pare o idee extraordinară, mai ales în vremurile de grație în care trăim și ne desfășurăm. Și sunt foarte bucuroasă să ne cunoaștem într-o discuție în jurul acestei teme. Să începem cu povestea ta. Vrei să ne spui puțin despre cum a început povestea ta de dragoste cu dansul? Da, sună foarte romantic, nu știu dacă a fost chiar atât de romantic, dar... Cred că de mic copil am avut așa o plăcere în a mă exprima prin mișcare și am și făcut sport de performanță. Am făcut arte marțiale foarte mulți ani și cred că acolo a început un pic călătoria mea cu conștientizarea corporală. Și am fost foarte norocoasă că undeva prin clasa a treia sau a doua am făcut cunoștință prima dată cu tehnici de meditație pe care le practicam în cadrul orelor de arte marțiale. Chiar am avut așa un mare noroc să mi se deschide apetitul spre dimensiunea asta vastă care este în interiorul nostru. Dar, să facem mai scurtă povestea, în mod asumat am început să dansez cu oameni, cu ceilalți, pe la 27 de ani și poate că sună o nebunie pentru că un dansator profesionist se cam pensionează la 27 de ani. Eu atunci m-am simțit așa că se aliniază cumva toate stelele din microcosmosul meu și am început să facilitez ateliere de dans și să particip foarte mult. Nu, am ales să nu merg la o școală, universitate, ci mă înscriam la toate workshop-urile de dans care îmi sunau bine din țară sau din Europa. Așa, pentru mine toate călătoriile erau pentru atelierele de dans. Dar cred că ce a contat foarte mult în toată dragostea mea pentru dans a fost dorința asta de a împărtăși. Pentru mine avea sens doar dacă se întâmpla cu ceilalți și cred că în general un lucru foarte important la dans este această dimensiune socială a lui, această împărtășire. Da, asta în mare. Foarte frumos. Chiar da. Și ai fost curajoasă. Înainte,
în ce zonă te-ai învârtit înainte să îți asumi partea asta de dans? Eu am terminat Universitatea de Arte și cumva am fost întotdeauna atrasă așa de zona de artă contemporană, zona de performance. Dar întorcându-mă în Brașov, cumva viața m-a dus în diferite ipostaze și am fost manager de ceainărie, după aceea am lucrat la o cafenea / bar / loc minunat. Și cumva, la un moment dat, am început să-mi pun întrebarea, dar oare eu fac cu adevărat ce îmi doresc, total? Și răspunsul era aproape, aproape. Atunci, în călătoria asta mea a venit la un moment dat acest răspuns și da, cred că am fost foarte curajoasă și cred că parte din ceea ce mi se întâmplă acum și din faptul că lumea este atrasă de atelierele mele are legătură cu acest curaj, pentru că la rândul meu încurajez oamenii să nu se lase păcăliți de clișeele legate de dans. Dacă ești grăsuță, nu poți să dansezi. Dacă ai peste 40, ia-ți gândul. Dacă n-ai băut două beri, n-are rost. Sunt tot felul de clișee din astea care îi țin pe oameni ascunși și departe de dans, deși undeva, cred că există în noi toți nevoia asta de a ne mișca și de a exprima prin corp. Da, da, și eu cred că este ceva implantat așa în noi de dinainte de vremuri. E ceva foarte arhaic în fiecare om să se exprime prin dans. Și cumva în felul în care trăim acum, dansul are doar această dimensiune performativă sau ca și cum e ceva doar pentru un anumit grup de oameni care fie are abilitățile necesare, fie are cunoștințele, fie au cunoștințele necesare să facă asta și nu e așa. Sau contextul de petrecere, de celebrare. Da, 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 da. Există imagini descoperite în peșteri preistorice cu oameni care dansează. Deci este clar că facem asta de când suntem și vedem copii mici care înainte să meargă dansează. Este clar că face parte din noi și din păcate lumea contemporană a inhibat partea asta foarte de bază din noi și în munca pe care o fac sunt foarte interesată și de latura asta artistică, performativă, dar în atelierele pe care le susțin exact asta subliniez, că oricine poate să danseze și că nu poți să dansezi greșit și nu poți să dansezi corect, ci poți să dansezi și poți să te faci de râs dansând, da, pentru că nu e nicio problemă cu asta. Este un articol foarte frumos, The Importance of Dancing Like an Idiot, scris de cei de la... Și e minunat, exact. Da. Atât de mult am rezonat cu asta, cât de important e să ne lăsăm să fim prostuți uneori, să lăsăm masca asta și să arătăm ciudat și să ne mișcăm altfel și cât de multă relaxare și naturalețe ne aduce în felul de a fi. Curajul de a fi vulnerabil, de a ne arăta mișcările ciudate. Și de a împărtăși cu ceilalți ceva ce e mai întâi o experiență pentru propria persoană, cumva, pentru propria trăire a dansului. Ceea ce se vede și în afară e un fel de bonus, cum ar fi. Că mai întâi e un mod de a te accesa pe tine, de a fi în contact cu ce se întâmplă în interiorul tău. Da, mai mult. Intuiția noastră ne spune că practica dansului ar putea fi benefică pentru sistemul imunitar. Ce părere ai despre asta? Vezi o legătură directă între dans și imunitate? Da, da, da. Da, și aveți o intuiție foarte bună, care, cum să zic, deja a fost
a fost cercetată de foarte mulți oameni de știință și a fost demonstrat în repetate articole și foarte multe studii că dansul este o metodă foarte bună de prevenție a diverselor afecțiuni și în același timp este o metodă de întreținere fizică, emoțională, mentală, spirituală, extraordinară. Și aș vrea să subliniez așa câteva lucruri pe care eu le întâlnesc în lucru cu oamenii, dincolo de toate, tot calupul mare de articole științifice care încurajează aceste informații, este faptul că ajută la scăderea nivelului de anxietate și de stres. Văd cum intră oamenii la un atelier de dans și îi văd cum ies. Se vede, e așa, ar trebui să fac poze înainte și după. Da. Este o diferență extraordinară prin mișcare, prin faptul că crește nivelul de serotonină, de endorfine, scade cortizolul. Se întâmplă, în primul rând, cocktailul ăsta magic în creierul nostru. Dar are mare legătură și cu dimensiunea asta socială, de conexiune. Trăim foarte mult pe loc și conectați la diferite gadget-uri și tehnologii. Și e un minus mare acolo, iar practica dansului este atât de la îndemână și de simplă și ne umple golul ăsta, minusul ăsta, într-un mod imediat. Și legat de legat de imunitate. Există țări, guverne care sprijină programe de dans și le oferă oamenilor gratuit în ideea prevenției diferitelor afecțiuni. Programe sprijinite de Ministerul Sănătății în colaborare cu, de exemplu, în Canada este Ministerul Sănătății în colaborare cu Școala Națională de Balet, cred că așa se traduce. Și este un program foarte complex care se derulează în mai multe zone ale lor. Se derulează în școli, în cămine pentru bătrâni și sunt deschise, sunt și pentru adulți, sunt gratuite și sunt deschise și ușor accesibile. Și ideea pentru care au fost construite este exact asta, prevenția. De ce să investim ca minister, să o gândiți, ca minister al sănătății, doar în spitale și tratarea simptomelor, când putem din timp investi în prevenție. Și cred că dansul are acest mare potențial și studiile arată și în cadrul bolilor cardiovasculare, care sunt cauza numărul unu al deceselor în lume, reduce cu până la 50% afecțiunile șansele de a muri de o boală de cardiovasculară. Și sunt studii făcute deja de ceva ani și pe baza acestor studii, genul acesta de programe au loc. Da, sună foarte bine. Da. Trebuie este, nou. Da, este unul din visele mele. Da, un vis să ajungem să avem și în România un astfel de program. Mai ales că simt că la noi în România încă dansul încă este văzut un pic ciudățel și sceptic. Încă se dansează doar la nuntă sau doar când suntem foarte beți. Sau e imaginea asta, mai este imaginea cluburului care dansul e omul ăla cool și îmbrăcat mișto și care aude de partiurile cele mai faine și cumva e foarte limitativ. Are și un repertoriu de mișcări foarte limitat. Da. Cumva poate și asta este desasociat dansului. Dans egal niște pași pe care îi știi, niște mișcări pe care le înveți și după aia le execuți, cum ar fi. Da. Dar asta, cum se simte dansul pentru tine? Ce e dansul pentru tine? Cum se simte în interiorul tău?
dacă nu e asta, dacă nu-l asociem cu petrecerile și... Da. Ce întrebare. Aș putea vorbi o zi despre asta. Dar cred că dacă ar fi să asociez cu câteva cuvinte, dansul ar fi viață și prezență. Prezență. Cred că totul dansează și că dacă ne punem ochelarii care trebuie, vedem că totul dansează. Dansul dintre oxigen și dioxid de carbon, dansul din nu știu, ritmul bătăilor inimii, sângele care urcă și care coboară, sistemul limfatic care e mai slow motion, asta totul înăuntru, dansul haotic al gândurilor, pac, 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 în continuu e un dans, ce se întâmplă acolo, până înspre exterior, când putem să privim mașinile în trafic, dacă punem ochelarii de dans, putem să le vedem ca într-o coreografie în care uneori se opresc în același timp, pornesc în același timp, se întâlnesc. La fel putem să mergem într-un parc și să vedem copiii cum se joacă, cum interacționează. Este peste tot dansul planetelor, nu? Cum se dansează unele în jurul altelor, gravitația. La asta mă gândesc. Da, totul este mișcare și... Eu îi spun dans și poate că mulți oameni sunt uneori confuzați când zic că fac ateliere de dans și sunt, dar ce dans? Ce dans e ăla? Ce e? Că nu-i nici de-ala, nu-i nici de-ala. Pentru că e un mare dans totul și personal totul mă inspiră în mișcare și îmi dă libertatea de a nu mă opri într-un loc. Asta îmi place cel mai mult la dans, că este locul în care am putut să găsesc în continuu ceva nou. Nu mă pot opri. Peste tot e ceva care mă inspiră. Și da, cred că asta ar fi în mare. Foarte, foarte frumos ai zis. Acum vine să dansez! Mi-e greu să mai strămân pe scaun în momentul. Deci, ne-ai povestit deja că dansul are foarte multe beneficii. De ce crezi totuși că oamenii dansează atât de puțin în condițiile în care tot mai multe beneficii sunt cunoscute și recunoscute și de către știința, studii? Ce ne oprește din a dansa? Ce ne ține pe loc? Bună întrebare. Cred că sunt mai multe motive. Cred că oricum, privind așa un pic antropologic, sunt culturi, putem vedea că sunt culturi unde dansul este mai încurajat și culturi unde este mai puțin încurajat. Și în general, zona asta de Occident și chiar și spre noi este un pic mai puțin prezent dansul, tocmai pentru că suntem mai mentali și tocmai pentru că s-a creat și acest mit al geniului în artă și la fel și în dans, în care pornind de la balet și de la formele perfecte și la toate coreografiile sofisticate din dans contemporan și la minunatele stiluri de dans care există toate, dar care necesită foarte mult antrenament și foarte multă determinare și cred că acolo intervin deja alte aspecte care nu mai au legătură cu dansul despre care vorbesc eu, au legătură cu antrenament și disciplină și poate o viziune un pic mai sportivă asupra ceea ce se întâmplă. Și odată este asta, este mitul legat de ce ar trebui să fie dansul. Iar eu nu sunt deloc împotriva tipurilor ăstora de dans, ci doar subliniez faptul că aceste tipuri de dans îi opresc pe foarte mulți alții să danseze, pentru că asociază dansul doar cu asta. Deci asta ar putea fi un motiv. Și un alt motiv este ce spuneam și la început de frica de a dansa, de a fi unor stupizi. Dar cred că nimic nu este mai eliberator de a,
de a-ți da voie să fii imperfect și mai mult să fii cu alții în timp ce ești imperfect și să râdem unii de alții cât de imperfect suntem și cât de mișto e viața oricum. N-am murit! Wow! Arăt super stupid și am mai și căzut pe jos și mi se și mișcă grăsimea de pe apar, n-am de unde cât mă mișc. Dar ce faină sunt că zâmbesc, de exemplu. Da. Și cred că asta este principalul motiv. Ne e frică să lăsăm măștile astea jos. Și suntem crescuți într-o cultură în care trebuie să fii bun, cel mai bun. Competitivi. Suntem crescuți să fim competitivi, să ne uităm la cum face celălalt, cum face să... Și atunci nu mai e așa de plăcut până la urmă să dansezi, dacă te uiți la lucruri așa. Deci cred că astea ar fi principalele motive. Da. Când vorbești despre asta, simt toată această greutate. Adică mă gândesc și la mine... De câte ori m-am apropiat de dans și m-am îndepărtat, tocmai pentru că mi-era foarte frică să ajung în punctul ăsta în care să fiu pur și simplu silly sau să mă las să fiu așa cum îmi vine. Și da. Și e o provocare foarte mare. Da. Da, și pentru mine a fost la început. Țin minte că mergeam la ateliere de dans contemporan cu dansători din aia care adormeau în sfoară. Foarte flexibili, foarte frumoși. Iar eu, după un atelier de genul, numai că nu reușeam să rețin nicio coreografie, dar eram plină de bunătăți și mergeam în cameră și dormeam și mă trezeam plângând de frustrare. Da. Până când la un moment dat am zis, e ok. Mm-hmm. Îmi place prea mult ca să mă las doar pentru că nu sunt ca ceilalți. Și este un prag așa de trecut la un moment dat, dar înțeleg ce zici. Da, a fost un dans, adică într-un fel a fost un dans când m-am apropiat, m-am îndepărtat, m-am apropiat. Ceva și pe mine tot m-a chemat și m-am dus în mai multe rânduri. Și până într-un punct în care am trăit libertatea asta de care zici, pur și simplu am fost la un atelier, am încercat și... Când am plecat de acolo simțeam o așa bucurie, pur și simplu eram atât de bucuroasă, n-aveam niciun motiv în plus să fiu bucuroasă față de două ore înainte, dar senzația aia a fost incredibilă și așa o ușurătate de a fi, pur și simplu totul era lejer. Și eu rezonez în totalitate cu bucuria asta și lejeritatea după cam orice fel de clasă, de oră de dans pe care am încercat-o. Și da, cu cât sunt mai rigide și cu cât coreografiile sunt mai bine stabilite, cu atât mă frustrez mai tare, cu siguranță, mai ales într-un context nou. Dar la sfârșit bucuria aia și vitalitatea și încântarea, simți așa că viața e trăită și Și plină și felul în care îmi simt corpul, felul în care îmi radiază corpul după un context dansant. Da. Mă face să mă întorc mereu la dans. Ce bine că avem ceva, totuși ne cheamă înapoi către... S-a studiat, foarte interesant, s-a studiat diferența dintre sportul pur și simplu și mișcare și dans. Și pentru că până la urmă dansul aduce beneficii asemănătoare cu cele ale sportului, dar s-a văzut că oamenii întotdeauna au preferat dansul și le-a fost mai ușor să se întoarcă la dans. Și oamenii de știință s-au întrebat, dar de ce? De ce? Pentru că fizic se întâmplă același lucru, cumva, ne tunifiem mușchii și flexibilitate și ne detensionăm și așa mai departe. Dar ce are în plus dansul este dimensiunea asta socială. Și faptul că s-a studiat creierul oamenilor în timp ce dansează și centrul emoțional, zona emoțională este foarte stimulată atunci când dansăm. Și atunci asta este acel ceva în plus care e ne dă bucuria asta despre care vorbeați.
Și într-un studiu mi se părea foarte drăguț, a făcut un studiu între tango și mindfulness și la final le dădeau vouchere că la ce vreți să mergeți, la tango sau la mindfulness. 100% oamenii au vrut la tango. Și asta explicau că s-au simțit mai bine pentru că au fost și alți oameni. Da. Ai putea oare să ne dai câteva exemple din experiențele tale sau din cunoștințele tale despre cum dansul contribuie la procesul de vindecare sau de prevenție? Cred că am atins câteva. Am atins câteva din asta, da, și mai devreme. Da. Poate din ce ai lucrat efectiv cu oamenii de la cursurile tale, dacă îți vine ceva în minte. Da, n-am făcut niciodată studii pe oameni, dar sigur, da. pot să povestesc despre feedback-ul lor, despre de ce vin oamenii să lucreze din nou și din nou cu mine. Și de foarte multe ori aud chestii de genul: vai, atât de greu mi-a fost să ies din casă, era cât pe ce să nu vin, dar ce bine că am venit. Așa puteți de fiecare dată. Ce bine că vin, ce bine că mă întorc. Am auzit ca feedback că au reușit să scape de insomnii la un moment dat. Mă rog, o persoană mi-a spus că a reușit să se odihnească mai bine dansând. La nivel emoțional, tot timpul avem cercurile acestea de împărtășire la finalul atelierelor și întotdeauna oamenii descoperă foarte multe despre ei și se văd schimbări așa de la o ședință la alta. Iarăși, faptul că se exprimă, exprimarea de sine și folosesc cuvântul creativitate, deși acum toată lumea, nimeni nu mai poate să audă cuvântul creativitate, dar nu știu cum aș vrea să spun, dar exprimarea și trezirea acestui impuls creator din interiorul nostru este un factor benefic pe care îl văd la foarte mulți oameni care vin la atelierele mele și ce mi se pare foarte frumos, nu știu dacă atrag genul ăsta de oameni sau are legătură cu atelierele, dar văd foarte mulți oameni care vin la atelierele mele de dans, iar apoi văd cum fac și lucruri pe cont propriu. Nu neapărat în domeniul dansului, în ce vor ei, dar de multe ori am văzut oameni care parcă își iau pasiunea, puterea înapoi și pornesc într-un drum, într-un al lor. Și îmi place să văd asta. Fabulos! Chiar fabulos! Da. Eu te-aș mai întreba, cum ajungem să dansăm mai mult? Cred că trebuie să ne dorim mai mult, în primul rând, și dacă ne dorim, începem să căutăm posibilități de a o face. Cred că suntem foarte norocoși că trăim în vremuri în care avem acces la extrem de multe variante de a ne mișca și că putem să găsim exact ce iubim noi mai mult. Adică poți să faci dans irlandez, poți să faci dans contemporan, poți să faci dans popular, poți să te duci prin toate, da, cred că avem o șansă foarte mare din punctul ăsta de vedere și da, ne dorim, mergem și ne înscriem la cursuri. Înscrieți-vă la cursuri de dans. Există foarte multe întâlniri sociale la, știu, ca o milonga, la tango, au și la salsa întâlniri, nu mai știu cum se numesc, dar niște întâlniri în care exact sunt bune pentru a te duce să vezi dacă îți place, dacă ți se potrivește. Sunt foarte multe tipuri de a explora cu mișcarea. Acum suntem în pandemie și sunt într-adevăr majoritatea studiourilor închise, dar există variante online și este un început sau este o continuare pentru foarte mulți oameni. Și până la urmă, dansul este fantastic și pentru că, chiar dacă are o dimensiune socială importantă, beneficiile le simțim și practicând singuri. Și da, e gratuit, poți să faci oriunde. Poți să-l faci oricând. Mi se pare
foarte avantajos. Apropo de faptul că putem să facem asta oriunde și chiar și singuri, crezi că ne-ai putea propune o practică de mișcare pe care am putea să o facem oricând la noi în sufragerie? Da. Sunt multe, multe lucruri pe care le putem face oricând la noi în sufragerie. Și toate se implice mișcarea. Da. Dar, nu știu, uite, e o practică pe care eu o fac, de fapt, în pat. Și eu ador și aș împărtăși eu când înainte să ne trezim sau chiar să ne ridicăm din pat sau chiar când ne punem în pat, stretching-ul de pisică, îi spun eu, în care probabil ați văzut cât de bine știu pisicile să se întindă și să se relaxeze și să-și găsească cea mai confortabilă poziție oriunde ar fi. E bine, e vorba despre o întindere și o găsirea unei posturi confortabile în pat și să te întorci pe câte părți ai nevoie și să te întinzi atât cât ai nevoie până simți că ai ajuns în punctul acela în care ești bine. Și atunci poți fie să te pregătești de somn, fie să te pregătești de o nouă zi. Este o practică foarte simplă și intuitivă. E grozav. Eu le văd pe cele două pisici ale mele făcând asta tot timpul și eu mă relaxez să nu mai să le văd când se întind. Da, da, pentru că avem în neuroni ăștia oglindă care empatizează imediat cu mișcarea lor, dar e minunat că le ai acolo, poți doar să ne oglindești. Da, 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 da. Așa e. Norocoasă. Da. Și eu chiar sunt. Da. Mă inspiră. Da, 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 da. Și chiar sunt, le vezi că și dorm, felul care se așează, în felul de poziții, așa, pare foarte, foarte relaxant. Mm. Așa, da. Bine. Spune-ne un pic despre proiectele la care lucrezi acum, dacă vrei. Și unde te pot găsi cei care vor să participe, care vor să lucreze cu tine? Mm-hmm. Momentan derulez mai multe programe online care sunt sunt așa un hibrid între cercuri de susținere, dans, iarăși cuvântul acela, creativitate, pe care vă rog să-l luați. Ai spus că foarte frumos, impuls creativ. Da. Da. Și asta pe de o parte. În ultimul timp am lucrat și la un proiect care se numește Ludic, un proiect de dezvoltare socio-emoțională, în care rolul meu a fost să creez un manual de mișcare creativă dedicat învățătorilor și educatorilor, tuturor din România, și sper să ajungă la cât mai mulți cât mai mulți dintre ei, în care prezintă exerciții foarte simple de mișcare, de făcut cu copiii. Exercițiile, majoritatea, au fost adaptate și pentru online, pentru că s-a stat foarte mult online, dar sunt și exerciții ce pot fi făcute ușor la clasă. Și este un proiect prin care îmi doresc să ajung la pătrunderea, să ajung la pătrunderea dansului și în, și în rândul școlilor, pentru că este un mediu foarte auster, așa, să stai câte 4, 5, 6, 7 ore pe loc. Mi se pare așa, când mă gândesc la copii, știu că am trecut și eu prin asta, dar acum, pentru că am posibilitatea de a alege și nu mai trebuie să fac asta, mă gândesc cu, sincer, așa, cu o senzație, cu un sentiment de tristețe la cât de mult stau blocați. Chiar cu minți. Da, da. Stau cu minți. Da, da, da. Da, și minte. Cred că mișcarea creativă și dansul este foarte, e foarte benefică pentru elevi. Pentru că, în primul rând, promovează un spirit de non-competitivitate. Din păcate, suntem trecuți printr-un sistem din ăsta de educație în care
totul e competiție, totul e să fii cel mai bun, să fii cel mai nu știu ce, și după aia la toate. La toate și numai tu să nu te gândești la ceilalți, să fii tu cu tine și să dai, să iei notele cele mai bune. Și mie mi s-a întâmplat asta și după aia să ies din facultate și la primul job să fiu într-o comunitate de oameni până la urmă, da. Și să habar n-am cum să lucrez cu o echipă de oameni, pentru că eu la școală am fost tot timpul eu cu mine. Și cred că din punctul ăsta de vedere, dansul ne învață să co-creăm, să fim în același spațiu, să ne ascultăm, să observăm, să ne inspirăm unii de la alții. Și ăsta ar fi clar un motiv și motivul că stau mult pe scaun și na, lista ar putea continua. Și atunci este acest manual ludic care este gratuit pe YouTube și invit absolut toți oamenii care lucrează cu copii sau au copii să-l privească și să se inspire din el. Sunt exerciții extrem de simple și de la îndemână. Și da, proiectul a fost făcut prin Fondul pentru un viitor mai bun în comunități, susținut de Lidl. Și a fost făcut în colaborare cu Asociația pentru Pitici Brașov. Sună foarte bine. E o inițiativă super frumoasă. Și chiar cred că te-ai orientat fix acolo unde este mare, mare nevoie. Și probabil că cumva contribuie și la partea asta de mișcare naturală pentru copii. Adică un soi de educație către a face mișcare, dar într-un mod firesc. Și cred că dansul aduce elementul ăsta de mișcare firească, cum să ne mișcăm corpul și apropo de imunitate, să ne menținem sănătoși într-un mod plăcut, jovial, eliberator. Da, și acest firesc neimpus de un program performativ, cumva. Eu mi-aduc aminte că la sport trebuia să fac niște lucruri absolut îngrozitoare de care mi-era trebuia să sar peste capre. Era ceva, era un coșmar, mi-era frică. Da. Da. Și alte proiecte? Scuză-mă. Da. Mai vreau doar să zic că cu copiii am observat că ce e foarte important pentru ei și în acest proces de mișcare creativă este că le crește foarte mult stima de sine. Pentru că este genul de activitate în care toată lumea este binevenită să exprime și nu există acest faci bine, nu faci bine. Și le crește cumva stima de sine și din perspectiva propriului corp, în care, cum spui și tu, corpul meu e ok, nu trebuie să sar peste capre și să alerg 100 de metri în 7 secunde ca să arăt că corpul meu e ok și sunt bine și sunt absolut perfect așa cum sunt. Da, da. Și atunci și asta e foarte important și la nivel de imunitate și la nivel de stres și anxietate și care toate au legătură cu afecțiunile, potențiale afecțiuni de mai târziu, cred că e foarte important să începem de vreme cu abordarea asta sănătoasă. Da. Da, așa e. Relația cu propriul corp se rupe foarte devreme. Tocmai pentru că nu este cultivată și încurajată ca o practică în sine, un mod de a fi cumva. Lejer, ușor. Da. Și despre alte proiecte, ce ne mai poți spune? Aș mai menționa așa ultimul proiect pe care l-am început la 1 februarie și care încă e așa într-o fază incipientă și simt încă fluturi în stomac numai când vorbesc despre el. Se numește 111 zile și a pornit de la o idee foarte simplă, un grup pe Facebook în care oameni pasionați de dans și care își doresc să lucreze un pic cu ideea de disciplină și care își doresc să vadă un pic cât de mult se pot dezvolta practicând în mod constant orice, dar în speță aici dansul, se pot aduna împreună în acest grup, iar eu postez în fiecare dimineață o propunere de practică în dans de 5 minute. Propunerile sunt foarte simple, la fel oricine le poate face.
și sunt cumva pliabile pe orice tip de corp și pe orice tip de istorie personală și cam orice vârstă, chiar și dacă pentru un copil pot fi abstracte unele teme. Și de ce spun fluturi în stomac? Pentru că a fost foarte, foarte bine primit acest proiect. Țin să menționez că nu l-am început singură, l-am început cu niște fete în cadrul unui atelier pe care îl țineam. Vorbeam cu fetele despre dans și ce înseamnă să practicăm în mod constant și împreună ne-a venit această idee. Și cumva ne-am încurajat una pe alta și am zis, haideți să-l facem. Și da, împreună cu Lizzie, Chris și Alina, suntem o echipă, am început ideea asta și a fost atât de bine primit. Și în fiecare zi ne scriu oameni pe grup și postează dansurile lor, postează experiențele lor și ne susținem, ne inspirăm. E foarte multă vulnerabilitate, intimitate, autenticitate și cred că vine la pachet cu aceste vremuri. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că oamenii se pot deschide atât de mult într-un mediu virtual până la urmă. Dar mă bucur că există și mă bucur că ne putem conecta și sunt foarte curioasă ce o să se întâmple în 111 zile, pentru că este o călătorie asumată pe termen destul de lung și da, de asta sunt atâția fluturi. Cât sunteți acolo în grup acum? Acum suntem 550 de oameni și mai sunt mulți oameni la poartă, dar... la poarta grupului, dar am spus că dăm drumul la membrii noi odată la 11 zile, pentru că am împărțit acest parcurs în 11 serii de câte 11 zile, pentru că viața e viață și poate că e o serie la care nu poate cineva să participe sau este cineva care află mai târziu și am spus să existe măcar, să ai măcar această bucurie de a întregi cele 11 zile de practică. Și cumva, de la început, n-am vrut să existe această presiune, pentru că, de obicei, rutina vine în mintea noastră cu gândul ăsta de ceva greu, ceva dificil, ceva poate neplăcut. Și exact asta am vrut să vedem. Putem să ne bucurăm de o rutină, putem să vedem beneficiile într-o rutină, fără să fie o corvoadă. Și de aceea am creat și posibilitatea de a dansa oricând în timpul zilei. Eu postez în fiecare dimineață la 7, dar fiecare, în funcție de viața lui, dansează când poate. Și la fel pot să particip la 11 zile. Și mă mai întreabă oameni ce fac dacă nu pot într-o zi și le zic, nu vă descurajați atât. Da. Se mai întâmplă. Adică, cred că propria noastră mentalitate nu ne ajută să ne creăm aceste rutine benefice. Și cumva lucrăm și cu asta. Da. Ajunge să fie un trebuie așa. Da. Foarte mare și greu de cărat și... Și dacă ai eșuat o zi, ce sens are să mai continui, că deja ai greșit. Și asta. Da, exact. Și atunci le zic oamenilor, e ok. Hai mâine la dans. Ce frumos. Da. Sunt curioasă de ce 11. Există vreun sens în lume? Nu există niciun sens ezoteric. Pur și simplu când făceam, adunam idei cu fetele, Alina, una dintre fete, a zis, hai să facem 111. Și noi am zis, ok. Deci după aia nu există niciun sens mai profund de atât. Dar dacă vei vrea să-l găsești, sunt sigură că-l vei găsi. Găsim un expert în numerologie care să ne ajute. Da. A fost o conversație super plăcută, Ana Maria. Înainte să încheiem, mai spune-ne unde te găsește lumea, dacă... Unde pot găsi grupul? Unde te pot găsi pe tine? Pe mine mă puteți găsi pe site-ul www.idensiu.com, pentru că așa l-am spus la început, dar proiectul meu se numește Idensiu. am o pagină de Facebook, Idensiu,
Și grupul se numește, surpriză, I Dance You. Da, dacă rețineți I Dance You și dați un Google search, ar trebui să mă găsiți. Și da, încurajez cât mai mulți oameni să vină în grup, invit cât mai mulți oameni la atelierele mele și dansați, 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 avea Pina Bausch o vorbă, dansați, altfel suntem pierduți. Fabulos. Da. Fabulos. Bine zis. Mulțumim. Mulțumim. Din toată inima. Din toată inima. A fost extraordinară. Pentru invitație. Cam atât pentru azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim marțea viitoare. Abonați-vă la newsletter. Găsiți link în notițele episodului pentru a face asta. Și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem. Trimiteți acest episod unui prieten sau lăsați un review, pentru că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră. Pe curând!